Vă salut, oameni dragi! Eu sunt Sandu Gospodaru. Mă bucur să fim și astăzi din nou împreună. Astăzi suntem într-un loc în apropiere de Sighetul Marmației. O să încerc să descoper cât mai multe locuri frumoase în apropiere de Sighetul Marmației. Data trecută am fost undeva în apropiere de Muzeul Satului. Astăzi suntem undeva în localitatea Sarasău, sus pe deal, în pădure. Mai exact, un loc foarte frumos, un loc pitoresc, pe care vreau să vi-l arăt și dumneavoastră. O panoramă extraordinar de frumoasă, o priveliște minunată, aici, în localitatea Sarasău, e acolo în depărtare râul Tisa, dincolo Ucraina. O priveliște minunată, uitați încă pe munți în depărtare, în Ucraina încă-i zăpadă. Oamenii au început să-și are câmpurile, încet, încet. Eu sunt Sandu Gospodaru, omul care promovează Maramureșul, așa cât să pricepe el și cum poate. Pentru cei care sunteți turiști și veniți în Sighetul Marmației și doriți să vă deplasați de la Sighetul Marmației la Săpânța, spre Cimitirul Vesel, în drumul dumneavoastră, după ce plecați din Sighetul Marmației spre Săpânța, spre Satul Mare, chiar la intrare în localitatea Sarasău, pe partea stângă, sunt două pensiuni foarte mari, foarte frumoase, unde puteți să vă opriți să serviți masa, să mâncați o mâncare tradițională din zona Maramureșului, puteți să vă cazați, puteți chiar să vă delectați la spa, la bazinele de not. După ce ați intrat în localitatea Sarasău, pentru cei care nu știți, puteți să vă opriți, sunt trei obiective turistice care le puteți vizita, zic eu, mai exact Biserica Ortodoxă din Sarasău, care se va afla pe partea dreaptă, cum vă duce spre Cimitirul Vesel, o biserică foarte frumoasă, cu niște picturi extraordinar de frumoase. Merită să vizitați picturile din biserică și biserica, pentru că e foarte frumoasă. Puțin mai jos, primăria din comuna Sarasău, o primărie frumoasă, după ce treceți de primăria din Sarasău, pe partea stângă, la vreo 3-400 de metri, e biserica greco-catolică. Din nou, o biserică foarte mare, foarte impunătoare, care merită vizitată, cu un turn înalt, cu un clopot chiar în șosea. N-aveți cum să o ratați pentru că o vedeți de la depărtare, chiar când intrați în localitatea Sarasău. O să fie în partea stângă, cum vă deplasați spre Săpânța, vedeți turnul acela impunător. O biserică mare, frumoasă, la fel cu niște picturi extraordinar de frumoase, merită să vă opriți să faceți o poză. Tot pentru cei care nu știu, tot în localitatea Sarasău există o biserică bătrână, biserica veche, o bisericuță de lemn care datează de pe la 1700-1800, tot așa o bisericuță foarte frumoasă, cu niște picturi frumoase. Deci aveți trei biserici frumoase pe care le puteți vizita. Există și pentru cei care sunt pescași câteva belți cu pești unde puteți să vă recreați la o partidă de pescuit. Deci dacă vă deplasați de la Sighe spre Săpânța, puteți să vă opriți liniștiți și în localitatea Sarasău, să vizitați cele trei biserici, să mâncați o mâncare tradițională la pensiunile din zonă, iar apoi vă puteți continua drumul spre Săpânța, puteți să mergeți liniștiți la Cimitirul Vesel, unde la fel cred că toată lumea a auzit de Cimitirul Vesel, puteți să vizitați Cimitirul Vesel. La fel puteți să vizitați în Săpânța Mănăstirea Peri, Mănăstirea de Lemn, Mănăstirea Săpânța Peri, una dintre cele mai mari construcții de lemn din Europa, cu o înălțime de 77 de metri. Deci puteți liniștiți să vizitați mănăstirile, vâltorile din Săpânța, pensiunile, păstrăvăriile. Oameni dragi, eu sunt Sandu Gospodaru, sper să vă fie de ajutor aceste sfaturi. O să facem și o mâncare așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, dacă toți suntem în pădure. O să mergem și o să facem ceva la tigaie, o să facem și o rețetă de mâncare. Dacă vă place ceea ce fac și ceea ce promovez, nu uitați să dați un like, o distribuire pe la prietenii dumneavoastră. Haideți să mergem și să gătim și ceva natură, să mâncăm ceva bun. Oameni dragi, așa cum v-am zis, o să facem și o mâncărică la tigaie. Acum eu mi-am adus cu mine butelia pentru pădure, pentru că fiind într-un loc nou,
în localitatea Sarasău și n-am știut dacă o să găsesc lemne sau o să fie proprietățile oamenilor, atunci mi-am luat butelia cu mine și o să facem pe butelie. O să facem o mâncărică, o să facem o tocăniță de piept de pui cu un cârnaț proaspăt subțire, legume, am două cepe, un ardei capia, trei roșioare șerii, trei grăunță de usturoi, niște frunze de pătrunjel, frunze de mărar, condimente, un pic de ulei, o cutie de ciuperci. Acum eu n-am mai stat, am luat o cutie de ciuperci, că e mult mai ușor de făcut, și o să facem o tocăniță de legume din piept de pui cu cârnaț proaspăt și cu ciuperci. Haide să trecem la treabă. Nu știu dacă se aude, pe filmare cât de frumos cântă păsările. Sunt chiar aici sub pădure, unde am găsit un loc vechi, cred că a fost o stână de oi. Chiar sub pădure, un loc minunat. Aici o să gătim, e data aceasta, o să gătim la butelie și facem o rețetă bună de mâncare, să mâncăm aici în aer liber, să ne bucurăm de natură. Da, oameni dragi, prima dată o să ne apucăm și o să ne tăiem toate legumele. O să tăiem ceapa. Stați-mă un pic, că de fapt ne-am adus un alt cuțit și am uitat de el. Acum masa asta e un pic mai instabilă. O să tăiem ceapa solzișori. O tăiem așa ni. Tăiem solzișori. E un pic mai greu așa când mergi în locuri necunoscute, unde n-ai mai fost, unde nu știi dacă o să ai masă, ce condiții o să ai. Tăiem ceapa, ardeiul capi o să-l tăiem fâșiuță. O să tăiem fâșii și ardeiul capia. Așa, o să tăiem și cealaltă ceapă. Acum n-are rost să vă țin, oameni buni, o să-mi pregătesc eu toate ingredientele, iar apoi o să revin. O să tăiem așa ardeiul. Trebuie să am grijă cu cuțitul ăsta, că taie foarte bine, să nu mă tau. Ia așa, o să tăiem și ardeiul capia. Tăiem fâșiuță. No, am terminat, oameni dragi, de-mi tăiat legumele. Acum o să tăiem și cârnăciorul. Eu am un cârnăcior de ăsta proaspăt și doi piepți de pui. O să-i tăiem și ăștia. Legumele sunt pregătite. Mi-am tăiat ceapa, ardeiul, capia, roșiile. Din coace mi-am tăiat usturoiul, frunzele de pătrunjel și de mărar. Mai tăiem și carnea, iar apoi o să punem tigaia pe foc și o să facem rețeta propriu-zisă. Acum atau și bucățele de cârnăciori, ia cam așa mărimea aceasta. No, oameni dragi, am dat drumul la butelie. Am pus tigaia pe foc, acum o să punem un pic de ulei. Tigaia tocmai ce s-a încins. Bun, nu punem foarte mult ulei. Lăsăm să se încingă, numai că acum nu stă foarte drept tigaia asta, nu știu cum aș face ca să stea drept. Așa cât de cât. O să pun un pic de ceapă, ca să văd când e focat uleiul. Acum sper să reușim să gătim, n-am mai gătit de foarte mult timp pe butelie, cred că e de vreo 5-6 ani, dar sperăm să reușim. Ia. O să adăugăm ceapa și ardeiul capia. Deja uleiul s-a înfocat, adăugăm ceapa. Săpăm toată ceapa aici, la fel și ardeiul capia. Roșiile o să le punem mai târziu un pic. Așa. Roșiile le lăsăm ultima dată. Așa, o să lăsăm și o să călim bine ceapa și ardeiul capia. Da. Am călit ceapa și ardeiul capia. Acum o să punem și pieptul de pui. O să punem și pieptul de pui să se mai călească împreună cu ceapa și cu ardeiul capia, pentru că se vor căli împreună. Ceapa deja s-a înnuiat și ardeiul capia. Și acum o să adăugăm și pieptul de pui
și cârnăciorii, ca să se mai călească împreună cu legumele. Așa, le călim împreună cu legumele. Așa, la butelie un pic mai greu. Mie îmi place mult mai mult să fac mâncare la lemne de foc. Știți, de fiecare dată când meream în pădure, cea mai bună rețetă de mâncare era la lemne de foc. Dar acum, necunoscând zona așa bine și n-am știut dacă voi găsi lemne sau ce condiții voi găsi pe aici, am zis să iau butelia cu mine. Da, o să adăugăm și roșiile. Am călit legumele, ceapa, ardeiul, capia, am pus și cârnăciorul și pieptul de pui și le-am mai călit. Acum o să punem și roșiile. O să adăugăm și roșiile. Mamă, mamă, ce fain miros, oameni dragi! Țipăm și roșiile, adăugăm roșiile, șerii. Așa, le țipăm și astea aici. Astea o să-și lasă sucul lor propriu, peste carne și peste legume. Așa, o să pun farfuria asta de aluminiu înapoi, pentru că fierbe mult mai repede, se călesc mult mai repede. Le mai călim un pic toate împreună, vreo 5 minute, iar apoi o să punem usturoiul. O să punem și ciupercile. O să mergem și o să adăugăm și ciupercile. Eu am o cutie de ciuperci. Mamă, mamă, ce fain miroase. Mamă, mamă, oameni dragi. Facem o mâncărică jos cu pălăria. Numai că o să fie prea mult, nu știu dacă o să pot eu mânca. Măcar de m-aș mai întâlni cu cineva. Dacă nu, o să pun într-o farfurie și o să duc acasă. Deja roșiile și-o lăsa sucul lor propriu. Aici am o cutie de ciuperci și șampinion. O să le punem și astea. Le-am stors de apă. Așa. Ne lăsăm să se călească și ciupercile împreună cu toate legumele și cu carnea și cu cârnăciorii. Mamă, mamă. O să pun acum la început, o să pun un pic de condiment. Eu am aici niște condimente făcute de mine. Sare, chiper, boia roșie dulce, boia roșie picantă, curii, tot felul de condimente. Nu o să pun foarte mult. Doar un pic să-și trag acum la început și apoi o să condimentăm la sfârșit când o să dăm gustul final. Mamă, mamă, vă garantez, oameni dragi, că o să iasă o mâncărică jos cu pălăria. Bun, o să punem farfuria ca să fiarbă mai repede. Să vă arăt, oameni dragi, ce frumos s-o fiert. Acum o să vă adăugăm și usturoiul. Ia uitați ce fain fierbe și ce sos s-o lăsat. Sosul ăsta o să fie extraordinar. Mamă, mamă, se face mai mult înăbușit. Deci o mâncare înăbușită mai mult. Iar sosul ăsta de legume și de ciuperci cu piept de pui și cu cârnăciori, un pic picant, o să fie jos cu pălăria. Mamă, mamă. Acum o să adăugăm și usturoiul. O să țipăm usturoiul și o să mai lăsăm vreo 2-3 minute. Iar apoi pe final o să punem, pe final o să adăugăm și mărarul și pătrunjelul și o să-i dăm gustul final, o să condimentăm. Acum lăsăm să-și tragă aroma și din usturoi. Mamă, mamă! Păcat că nu puteți să mirosiți, oameni dragi, păcat că nu puteți să mirosiți așa ceva. Așa o mâncare natură. Pun farfuria asta pentru că se năbușește. Mai lăsăm 2-3 minute să-și tragă și din usturoi, iar apoi o să punem verghețurile. Da, oameni dragi, o să adăugăm și verghețurile. Ia ce fain, am gustat pieptul de pui, e făcut. Acum, pe final, o să adăugăm și o să condimentăm, iar apoi o să punem verghețurile.
Mamă, ce bine miroase, păcat că nu puteți să mirosiți. Mai condimentăm. Așa. Amestecăm. O să duc să văd dacă mai trebuie condimente, iar apoi o să punem frunzele de mărar de pătrunjel, să vedem dacă mai trece ceva. Mamă, dacă bune, aș mai pune un pic de condiment, nu foarte mult, atât, îi dăm gustul final. Eu am scos o bucată de chef de pui să văd dacă e făcut, dar e făcută. Așa e de bună năbușită. S-o năbușit acolo. Mamă, mamă, oameni dragi, dacă ați putea dumneavoastră să simțiți mirosul. O tigaie picantă, o tocăniță un pic picantă. Imediat adăugăm și frunzele. Chiar le putem pune. Tocănița noastră de legume, cu chef de pui și cu cârnăciori, gata. O să și opresc. Vă garantez că e ceva jos cu pălăria. Mamă, mamă, am văzut un om mai sus. Dar de a venit pe aici ca să mâncăm împreună, pentru că e foarte mult. Dacă vine pe aici, îl invit și pe el să mănânce cu mine. Pentru că vă dați seama că e foarte mult, nu o să pot eu mânca atâta. Dar dacă nu, nu-i niciun bai. Mâncarea nu-i voi aruncată, pentru că în ziua de asta e scumpe și păcat de la Dumnezeu să arunci mâncarea. O să o pun într-o farfurie și o ducem acasă, dacă... O să opresc, oameni dragi. Așa arată tigaia noastră picantă. Tocăniță de legume. Pun să se năbușească și o opresc. Oameni dragi, se pun să se răcească și lampa. Oameni dragi, mâncărica noastră e gata, ea așa arată, sper să vă placă și dumneavoastră, cu un pic de zoft, un pic de sos, încă e aburindă, o să închind acolo cu pâine în sosul ăsta, vă garantez că e ceva jos cu pălăria, mamă, mamă, o să dau jos șapca din cap. Oameni dragi, nu uitați să trăiți în armonie cu natura, în armonie cu vecinii, cu toți oamenii în jurul dumneavoastră, să fim mai buni, să facem lumea asta să fie un pic mai bună. Eu sunt Sandu Gospodaru, omul care promovează Maramureșul așa cum se pricepe el și cum știe. Ia, pâine de asta cu zoft. Numai că e fierbinte. Mamă, mamă! Să pun bosca de acolo să nu ne-o pătez. Eu să mănânc cu mâna, oameni buni. Am să mă iertați. Mamă, mamă, oameni buni, a ieșit o tocăniță un pic picantă, nu foarte tare, doar o idee. Mamă, mamă, ce poate fi mai bun de atâta? Te linși pe degete, oameni buni. Efectiv, te linși pe degete. Acum iau toate mizerile, oameni buni. Ia toate mizerile, le pun aici într-o pungă și le duc acasă. Niciodată nu le spun unde mă duc mizerii. Toate le strâng frumos. Hai, oameni dragi, dacă aș ști dumneavoastră, dacă ați putea gusta din mâncărica asta, mamă, mamă, vă garantez. Ia ciuperci, ceapă înăbușită, legume, mamă, mamă, raiul pe pământ, oameni dragi, raiul pe pământ. Mulțumesc la Dumnezeu pentru mâncarea asta bună, pentru faptul că sănătos și pot să urc în pădure, încă la 46 de ani urc cu rănițoiul în pădure, cu rănițoi de 25-30 de kg. Pur câte 7-8-10 km, mulțumesc lui Dumnezeu. Asta e cea mai mare
bucurie că suntem sănătoși, că putem să umblăm, cât nu și-ar dori, câți oameni sărați și nu și-ar dori să iasă la pădure, într-o plimbare, sau după hribe, sau știu eu, după orice, și din păcate nu pot, că sunt imobilizați la pas, sau cine știe, în cărucioare, câți dintre ei nu și-ar dori, iar noi care suntem sănătoși și ne dă Dumnezeu sănătate și putem să facem aceste lucruri, de multe ori uităm să mulțumim la Dumnezeu și tot timpul suntem veșnic nemulțumiți. Oameni dragi, nu vreau să vă mai țin. Acum să mă ierte femeile gravide. Femeile gravide să nu se uite. Eu sunt Samnă Gospodaru. Dacă vă place ceea ce fac, filmulețele pe care le realizez, pentru că să știți că nu-i foarte ușor să urci cu ranița în spate zeci de kilometri, e multe ori să nu cunoști locurile, te duci într-un loc, nu poți să faci, că n-ai masă, n-ai pe ce să faci, te duci mai departe, te mai duci 3-4 kilometri, deci nu-i chiar atât de ușor, cum cred unii. Eu sunt Sandu Gospodaru, sper să vă placă ceea ce fac. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să vă abonați dacă vă face plăcere, pentru că e gratis. Pe dumneavoastră nu vă costă nimic, iar pe mine m-ar ajuta foarte mult. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate, numai bine rău la nimeni. Și nu uitați, dragi oameni, să trăiți în armonie cu natura. Apropo, cei care sunteți din țară și doriți să veniți în vizită în Maramureș, nu uitați să vizitați Maramureșul. Maramureșul e foarte frumos, doar că înainte să veniți în Maramureș trebuie un pic să vă interesa, să vă documentați unde să veniți în Maramureș. Eu pe vlogurile mele cât pot vă mai spun cu mare plăcere ce puteți să vizitați, unde puteți să veniți. Cu mare drag și cei care mă sună tot timpul le spun, le dau informații. Până data viitoare, oameni dragi, multă sănătate, numai bine rău la nimeni.